Bună dimineața. Salut, Dorin. Bună dimineața, băieți. De unde ești? La mulți ești? Ani. La mulți ani. La mulți ani, Dorine. Din Arad. Din Arad ești. Dorin, ai nimerit astăzi la ediție de sărbătoare concurs patriotic în dimineața asta la Dublu sau Nimic, cu premii de până la aproape 4.000 de lei. Asta este, astăzi începem de la 100 de euro, mai exact spre 500 de lei, prima întrebare, și putem dubla, cum spuneam, până la 800. Tu zici că ești din Arad, Dorine, și bănuiesc că ești acasă pentru că e zi liberă, nu? Nu, domnule, servesc patria la serviciu. Eh, oh! Cu ce te ocupi? Dar ce-i păț? De dacă ce? Dacă zice că servește patria, înseamnă că e militar. Militar? Nu, mecanic de locomotivă. A, tot un fel de... A. Da. Și ce traseu ai astăzi? Serviciu de mentenanță, fac un selaj de intervenție la linia de contact. Uh-huh. Perfect. În bine. Anii 90 lucrai? Da. V-a amenințat Băsescu atunci, care era ministrul transporturilor, că vă militarizează dacă nu ieșiți din grevă. Mai ții minte? Dar cum să nu? Ia uite-l. Da, cum să nu? Domnul ministru Băsescu la transporturi. Da, te-a marcat pe tine momentul ăsta. Nu, a fost o grevă foarte puternică atunci. Aha. Și care, culmea, s-a terminat prin intervenția unui radio. Da, să prinde călătorii cu avioanele. Da, să nu mai intrăm în detalii, dar Dorin, sunt convins că azi e banii. Dorin, azi e o ediție specială, să știi. Să sperăm. E despre România astăzi, la Dublu sau Nimic. Toate întrebările sunt despre România. Și să știi că sunt simple, doar să te concentrezi, că nu e nimic complicat, da? Da. Ai grijă la timp. Cele 6 secunde în care trebuie să răspunzi ne-au făcut probleme în ultima perioadă, așa că te rugăm să fii atent la timp, la 6 secunde, să ne răspunzi repede și corect, sper eu, da? Să fie, să sperăm. Să fie. Bine, hai, hai să începem. Mult succes! 100 de euro. Hai, Dorin, că azi ne dorim tare mult, mai mult ca niciodată, să dăm banii. Am mai dat și ieri ceva bani și vrem să o repetăm și astăzi, mai cu seamă că este ziua României. Dorin, prima întrebare, fii atent. 100 de euro. A dat răspunsul ceva mai devreme și Vlad. Astăzi, 1 decembrie, sărbătorim Ziua Națională pentru că la această dată a avut loc Marea Unire a Țării cu Transilvania. În ce an a avut loc Marea Unire? 1918, 1 decembrie. Am mai zis povestea asta, care e absolut adevărată. La un moment dat a trebuit să angajez mulți reporteri, deodată. Să populez o redacție. Reporter, redactor, editor, mă rog. 60 de oameni. Și veneau foarte mult să se angajeze și pierdeam mult timp cu interviurile. Și atunci un bun coleg, Răzvan Mitroi, a inventat un test eliminatoriu. Când a avut loc Marea Unire de la 1 decembrie. Și îmi pare rău că trebuie să spun, dar jumătate dintre candidați picau. Au picat. Dorin, ai fi fost angajat astăzi dacă mergeai la interviu. Ai câștigat 100 de euro, dar poți să câștigi 200. Numai că Dorin, pentru că a prins greva din anii 90, are o vârstă la care nu prea se greșesc răspunsurile unor astfel de întrebări. Da. Asta este. Dorin, mergem la 200, da? Da, mergem. Hai, hai. 200 de euro. Uite, asta este o întrebare scrisă chiar de Vlad. La 27 mai 1600... Acest domnitor român emite un hrisov prin care se intitulează voievod și domn la toată țara românească și al Ardealului și al țării Moldovii, consfințind astfel prima unire a celor trei provincii românești. Care este numele acestui voievod? Mihai Viteazul. Păi cum nu? N-avea cum să nu știe. Cum nu? A? Da, chiar n-avea cum să nu știe. Evident. Interpretat de Amza Pelea. Era tare dacă ar fi spus Amza Pelea. Amza Pelea, da. Ce făceam dacă spunea Amza Pelea? Mă supăram foarte tare. Vedeam noi cum făceai, dădeam un hanorac. Găseam o soluție. Bravo, Dorin. Dorine, ai 200 de euro. Și mergem la 400, da? Da, mergem. Normal. 400 de euro. Dorin. Da. Asta e, să zic așa, cea mai complicată întrebare din concursul de astăzi, dar nu e grea. Fii atent. Pentru 400 de euro trebuie să ne spui pe cine reprezintă cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa,
Bazorelief aflat pe malul Dunării, în zona cazanelor mici, în apropiere de Orșova. Pe cine reprezintă? Pe Decebal. Trece trenul pe acolo sau? Nu, nu e, nu? Nu vezi din nu trebuie. Cred că trece pe acolo, pe chisură, pe zona aia. Se vede bine dacă treci... Trebuie să iei o bărcuță. Pe la porțile de fier și te duci pe partea cealaltă. Ai fost acolo, Dorin? Nu, din păcate. Și de unde ai știut atunci? Poftim? De unde știai de statuia lui, de chipul lui Decebal? Încă am plăcut să citesc mult. Am mai citit. Bravo ție. Bravo, Dorine. Imagine spectaculoasă. Din păcate i-au stricat nasul. E neterminată, că n-au mai fost bani. Da. N-are nimic. Sunt 400 de euro și Dorin poate merge la 800. Da, merge, Dorine, merge. Să încheiem socotelile. Mergem? Da, sigur. Hai că... Da, da, mergem. Eu zic că terminăm strigând în dimineața asta. Da, clar. 800 de euro. Dorine, ești microbist? Da, cât de cât. Atunci ai câștigat 800 de euro, fii atent. Deci întrebarea e, pe cine am vins? Haide, te rog frumos, Dorin, fii atent. Ce reprezentativă a fost învinsă de România cu 3-2 la cea mai de succes participare a României la un campionat mondial de fotbal în 1994, momentul de glorie al generației de aur? Columbia. Cu 3-2. Și Columbia, dar nu cu 3-2. Cât a fost cu Columbia? De unu. A răgușit atunci. Momentul de glorie, Dorine! Ai fost foarte aproape. Argentina. Ai, chiar n-am crezut că spun probleme cu întrebarea asta. Eram convins că... Nu, ni s-a părut cea mai simplă, de asta am și lăsat-o la sfârșit, ca să strigăm gol. România-Argentina, 3-2. Da, unul dintre golul l-a dat Balin. Nu, Balin nu mai juca. Ei, Dumitrescu a dat două goluri. Da, domne, uite acum. Dorine, ne pare tare rău. Măi, Dorine. Vai de mine, nu cred că ne-am dat 800 de euro în dimineața asta, dar o să o facem mâine, ce să faci. Și trimitem un hanorac primit de consolare lui Dorin, că a fost domnule, bun și a avut noroc să participezi. Da. Și cum se spune, și năuscată, nu? Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM. Dacă știi că dacă